Casa de tip familial Teodora a fost animată de vizita reprezentanților judecătoriei și tribunalului Giurgiu. Magistrații giurgiuveni au adus zâmbetele pe fețele a 8 copii cu nevoi speciale cu care destinul nu a fost prea generos. Vizitatorii au venit încărcați cu de toate, încât masa de Crăciun a celor 8 suflete va fi plină. Graba lor a fost mare, încât au ajuns la copii cu cozonacii calzi. Le o să le tăiem, le feliem, le așa că nu fac, da? Nu, acestea nu sunt... Sunt fructe. Asta ce sunt, mamă? Auzi ce sunt? Eu zic să iei chiar și așa cald, să tai, să le tai cât o felie la fiecare, că măcar sunt cald. Da. Și dacă îi lăsăm un pic, nici copiii cu nevoi speciale din Casa Teodora nu s-au lăsat mai prejos. Au spus poezii și au răsplătit pe vizitatori cu bucuria lor. Acum un prag de iarnă și un prag de sărbători și mic și mare așteaptă la geam colindături. Ei vin doar să ne cânt cu glasul mărtuios, cum a născut Maria pe Fiul ei Hristos. Apoi ei ne urează așa cum se cuvine. Trebuie să-i sănătate la anul care vine, la anul și la mulți ani. Pe lângă bunătățile dăruite copiilor, reprezentanții celor două instituții au adus cu ei detergenți și alte produse de curățat, încât căsuța și hăinuțele lor să fie mereu curate. Colectivul de judecători și grefieri din cadrul Tribunalului Giurgiu și Judecătoriei Giurgiu s-au gândit să facă o bucurie în preajma sărbătorilor de Crăciun acestor copii. Și ne-am gândit să dăruim din inimă pentru copii. Ce reacție au avut? De bucurie, de uimire. Ce ați simțit când i-ați văzut reacționând așa? Mulțumire, că le-am făcut o bucurie. Vă veți mai întoarce la această casă? Cu siguranță ne vom întoarce și la această casă, dar și la celelalte case din oraș. Cei 8 copii care locuiesc în Casa Teodora au vârste cuprinse între 8 și 18 ani. Casele de tip familial se află în subordinea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. O parte dintre copiii instituționalizați ajung în plasament prin decizia chiar a celor care la această sărbătoare s-au gândit la ei.